Salutare băieții și bine v-am găsit aici la un nou BDT din calea mea. La un nou videoclip din Conquerors. Mi-am luat și eu aici Battle Pass-ul. Frumos skin, ia ce ziceți de skin anul ăsta, băieți? E prea frumos, chiar merită Battle Pass-ul 10 euro. Este un joc prea fain, sincer. Nu se pune problema și am dat... Asta e prima expediție pe care o voi face. Nu știu exact ce trebuie să facem pe aici. E prima dată când fac așa ceva. Să sperăm că nu voi pierde ceva. Doamne ajută! Deci acum ne vom duce într-o expedition. Opa, vremea, mamă, ploaie, pe ploaie, brodere. Cred că o să-mi pun arcaș. O să-mi pun arcaș în locul ăstora. Așa. Hai să dăm startanus. Băi, prea fain jocul ăsta, uitați, dați acolo un mare, mare like. Poate facem și live cu acest joc minunat. Și să vedem ce se întâmplă aici, să nu zici că trebuie să punem mâna pe castelul ăsta. Ar fi fain. Ar fi fain. Sunt tot felul de expediții și la level 40, mamă, până fac level 40 să mă arăt lanța, o să fie super. Mamă, e mișto jocul ăsta, guys, e prea mișto, jur. E prea mișto jocul ăsta, vă zic sincer. Mamă, abia aștept să începem, ia să vedem, sunt tare curios cum stă situația pe aici. Captură de final, flect, win, ok? Da, alea sunt regulile, normele. Care trebuie să le parcurgem. Hai să vedem. Sunt tare curios. Mamă, ne aflăm într-un castel aici, brodere. Wow. Holy shit, man. Holy shit, dude. Chinezoi la putere. Să moară Cibilanos. Mamă, ce e acolo, frate? Mâncați aș gura ta. Haide, mă duc după ăsta. N-am mai jucat niciodată modul ăsta, nici nu știu ce ar trebui să fac. Trebuie să distrug alea și ce erau bun, foarte bun, erau arcașe. Ăla s-ar fi să apară în castelul. Aș aduce aici mai bine, cred că stau mai bine aici. Ia să vedem, nu, cam pe aici o să vină ăștia. Holy shit. Mârlă noi. Până parcă ăștia mai mult unită, zică mine. Enemy siege tower has been destroyed. Aici, aici trebuie. Get in possession! Nu trebuie să-i lăsăm, nu trebuie să-i lăsăm să urce, doamne. Ferește. Bine, ar fi cazul să nu cad eu jos. Aici erau buni de aia cu scur. Bun și ăștia cu scuruțe. Atac! Mamă, cât e de mișto. Hai că vine ajutoare, vine ajutoare. Mereu confund butoane, nu știu de ce. Fac manevră, că mi-a mai băgat niște skill-uri, ia să vedem cum funcționează asta. Holy shit, asta e bună că... Mamă, ce aici? Măcel, frate, măcel, pur și simplu. Nu mai am unități prea multe. Bona, cât sunt, frate, mâncați și gura ta. Este o grămadă de skill-uri, n-a trebuit să le dezactivez folosind nu știu ce fel. Trebuie să iei win-uri foarte multe. O să facem o lași, o să facem mai multe împreună, guys. Ia să mai bagă ăsta, că ăsta-i mișto. Mamă, ăsta chiar că e mișto. Rup tot cu skill-ul ăsta. Mișto skin-ul ăsta. Bă, înapoi unde dracu? Mamă, s-au dus ai mei. Înapoi mâncați și gura ta aici. Mă duc după ăștia, că nu știu ce s-a întâmplat.
cred că atacă pe partea asta la altă. Da, 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 da. Atacă partea asta din față. Holy shit. Mamă. Mamă, au venit cu ăia, bă, băiatule. Ești prost? Nu trebuie să-i așez aici, nu trebuie să mă duc la atacă. Mamă, ce e aici, frate, mă cer. Și durează destul de mult. 25 de minute, bro. Expediția asta. Dar cred că o să luăm o grămadă de recompense. Nu m-am uitat exact. Mamă, ce e aici? Mamă, au intrat ăștia aici, frate, nu e bine. Trebuie să fac level 30, că mi-am luat o armă super faină. Nu pot să dau acum în inventar să vă arăt. Mai am 4 unități, nu știu bine, aș putea să iau unitățile. Dacă mai pot să-mi iau și altă unitate, ar fi super. Au intrat ăștia, nu e bine. I-au prins cam pe aia. Holy shit, ce-i acolo, brodere? Ce să te mai bagi, frate, că dacă te-ai băgat acolo, mâncați-a și gura ta. E prea genial jocul, e prea bine, nu știu, mi-e îmi place la nebunie jocul ăsta, n-am mai jucat genul ăsta și... Am vrea să stau pe loc în timp ce fac. Mamă, ăștia au puști, nu vine să cred, bro. Holy shit, era bun niște arca așa, când mâncați-a și gura ta. Nu știu de unde îmi iau unități, bro. Cum să-mi iau, trebuie să mă uit. Nu știu cum. Sincer, nu știu. Pe aici, cred. Nu ții, mă, unități. Nu știu câți puteai lua, dar nu mai știu cum. Păi ești din spate, probabil. Ăștia-s peșați, ăștia-s peșături. A, de aici, bă, da. Dar o să-mi iau arcaș, o să-mi iau arcaș. O să-mi iau arcaș, o să-mi iau arcaș mulți. Mă duc într-un... Mamă, ce se întâmplă? Mamă, ne atacă din partea asta. Oh my fucking god. Ok, și o să mai iau de ăștia ca să apere arcașe. Hai, 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 hai. Să vedem acum. Băi, au dispărut, what the fuck? Sau numai unitate poți să ții, nu pot să-mi dau seama, cred că numai unitate, bă, de asta, nu poți să ții și arcașii de ăștia. Băi, au dispărut, ați văzut? Cred că da. Follow me. Warm up. Ia, m-a dus să văd dacă merge. Băi, ia se bat acolo, frate, și eu stau pe aici, mâncați-a și gura ta. A, trebuia să, da, să aștept aici. Your unit is retreating. Da, și eu, da, 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 da. Nu am unitate, nu pot să iau mai mult. Dar cred că arcașe sunt mai bune. O să-i pun aici arcașe, ca să-i ajute pe ăștia.
aici n-are cum. Bă, na, ce bine e gândit, trebuie să și gândești. Ia să vedem până ar mai putea intra ăștia. Opa, acolo e atacat, deci ar trebui să ne pun ăștia aici. De aici ar trebui să dea cu arcul. Aici ar trebui să-i organizez. Unit, assemble! Și când stai să te gândești că ăsta e și multiplayer, adică l-am putea juca împreună, vă dați seama ce mișto ar fi, când ne jucăm cu 8 de ăștia. Opa, nu e bine, nu e bine, nu e bine, brudere. Mamă, na, de ce stau ăștia așa handicapați aici? Să-mi dau heal, să-i organizez în alt. Uite, ăștia s-au pus aici, nu să se pună acolo. Cred că se bagă ăsta. Trebuie să știi să și organizezi, în părmă. Aoleu, îmi bate arcașii ăștia, nu cred. Nu cred așa ceva. Nu cred așa ceva, o să-mi bat unitatea ăștia doi. L-am omorât pe bulangiul ăla. Ăla era player. Oh, am câștigat. Nice. Nice. Nice, 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 nice. Super. Bă, a fost cam scurt. Na, fiind prima expediție, să zic așa, iată. Ia vreau să mă uit aici să văd. Da, am avut 700 de puncte. Nu știu exact cum funcționează chestia asta. Trebuie să mai învăț o leacă pe aici. Bă, o să mai dăm o bătălie, guys, ca să fie episodul puțin mai lung. A fost cam scurt, sincer. Ia să vedem. Bine, nu prea am făcut mare lucru acolo, nu cred că am făcut ceea ce trebuie. M-am bătut și eu pe acolo ca nebunul. Să moară Gibelanos. Și a... Vă vorbeam despre sabia asta, la level 30 o luăm. La level 30, nu știu ce level am, nu știu unde văd. Nu mai știu exact unde e caracterul aici. Am level 26, mai am nevoie de 4 leveluri ca să-mi iau și o armă aia șmecheră, brodere. Și abia aștept, sincer. Ia să vedem ce avem aici, ce avem aici. Avem un quest, nu o să-l fac acum, o să fac eu pe off-camera, că-s quest-uri de alea banale. Opa, și putem să băgăm skill-ani la ăsta, ia să vedem. High ground damage bonus plus 15 crește, ok, crește damage-ul la siege battle plus 5%. Nu prea mai știu că eu așa siege battle, cred că se bagă aici la high ground. Cred că ăsta e destul de bun. Eu știu. Să se dau ăsta. Hai mai să dăm ăsta. Că-s bun, e bun, e bun, la high ground e bine. Că dau damage 15%, adică dacă îi pui undeva, dau mai bine arcașii, ceea ce e foarte bine. Și astea sunt toate de high ground? Nu, doar ăsta. Ok. Și mai putem încă băga două unități aici, cred. Da, 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 mai merg încă două. Am 2700. Să mă uit la preț, total preț. Să cumpăr așa de vreo 200 de astea, 9. Bă, ce mă nervează că nu pot să dau aici. Bun, 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 bun. Hai să luăm asta. 300, cam 2700, bine, 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 bine. Mă, cu asta și astea, nu știu, încă nu știu cum funcționează astea, sunt o grămadă de chestii. Deci o grămadă de chestii. Cine știe, arme, să faci arme mai bune la ăștia, la unități, la caracter, naiba știe. Sunt foarte multe chestii de învățat.
foarte, foarte multe chestii. Ce vreau eu să văd acum? Să mă puțin la... skill-uri. Uitați și câte skill-uri avem aici, guys. Deci avem o grămadă. A, uite asta ce fain e. Deci e super mișto și astea. Am și eu câteva. Putem să băgăm 4. Și sunt o grămadă, uitați-vă câte sunt aici, mâncați așa. Sunt o grămadă, bro. Eu vreau să mă uit puțin. Asta trebuie să-l deblocăm. Și nu mai am de alea băgați ai sermanască. Nu mai am. Am avut. Și le-am mirosit degeaba. Era bună că băgam și în asta. Au, și skin-ul. Bă, ce-și mișto skin-urile astea, jur. Na, costă o grămadă. Uitați-vă și voi 30 de euro ăsta. Deci bestiale. Bestiale. Oricum, o să vi le arăt pe live astea, că durează prea mult. Bă, hai să mai dăm o bătălie ca să nu stăm așa, să vedem tipul. Deci să mai învăț eu pe off-camera. Ce să-i dăm? Să-i dăm un field battle. Aici e greuț, aici e greuț. Training camp aici e mai easy. Hai mă să-i dăm un field battle, poate câștigăm și noi. Da, nu știu. Hai mă. Orică pierdem, orică, oricum o să-l păstrez exact cum o să fie. Și prinzi destul de jer minciuri, adică 28 de secunde, 30, maxim un minut să stai. Asta se scrie vițele. Opa, am prins match, nice. The battle will begin in 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's win. Hai că let's win, să vezi ce ne dau ăstea. Că aici e greu, aici e greu. Că am mai jucat, aici e super greu. Mai ales în partea aia la Siege, battle acolo e super greu. Acolo numai cu de-aia bombardier te dă. Tot arcașii cred că am să-i bag, tot arcașii, tot arcașii. Nu știu asta dacă le folosesc, îmi rămâne să folosesc eu ăsta, să văd dacă după aia mai îmi rămâne. Hai, aici e 3, 6, 8. Deci jucăm în 8 player, guys, și cred că în partea aia altă jucăm 10 la Siege, nu mai știu. Deci 8 player. Guys, dacă vreți să jucați jocul ăsta, ne strângem aici o bărbat să moară tanța. Îi nenorocim pe băieți, îi nenorocim. Uite ce e aici, frate, nu mai înțelegi nimic, când e așa, iată, fii antenic aici. Da, uite ce e aici, brodere. Ce mai vrei? Avem 1500 de unități. Deci 1500 de unități, guys. 1500 de bombardați. Plus ăștia, ăștia-s playerii. Cei 8 eroi. 8 hero. Bă, nu știu cum, mă duc cu ăștia, mă duc cu ăștia, mă duc cu ăștia, mă duc cu ăștia. Mă duc cu ăștia să luăm punctul B. Bine, 2 ar trebui 3 cu 3 și cu 2. Ar trebui așa, așa. Niciodată să nu stai cu calul pentru că o să te omoare calul și care ai nevoie de el. Se batem pe ăștia mai întâi. Aici e super, eu nu mai înțeleg nimica. Mamă. Ia uite ce nebunie aici, frate. Ce mai vrei, bro? Ce mai vrei de la jocul ăsta? Uite ce nebunie aici, în cața, zgura ta. Dăm și noi, așa. Stai să vezi ce le fac la ăștia, stai să vezi ce le fac. Hai că le-am făcut dacă... destul de puternici, ai mei, eu mi-am luat trupul de asta, pișătura asta, trebuia ultima. Normal și normal. Faza că ăștia au luat punctul B și aici e destul de complicată treaba. Destul de complicată treaba, frate. Trebuie să plec de aici, trebuie să plec neapărat. Mamă, dacă mă prindă ăștia, frate, nu e bine, chiar nu e bine. Avem și noi punctul luat, dar ei au două puncte luate deja. La naiba. Eu nu mai am trupe, să moară tanța că nu mai am. Să moară tanța că nu mai am. Trebuie să mă duc, trebuie să mă duc să-mi iau și eu alea. N-am ce face, să văd dacă pot, iar că stare curios. Dacă așa funcționează sau nu. O să-mi iau și eu trupe că nu mai am. Fără trupe n-ai ce face.
1350. Ne cam bat ăștia, să mă arăt tanța. Ne cam bat. Să mă de ăștia. Trebuie să știi și din timp când să mergi să-ți iei trupele. Eu trebuia mai devreme să mă duc. Eu trebuia mai din timp. Și ăștia scam păslarea mei să moară tanța. Am level 3 pe ei și ăștia ne distrug cam. Ăștia cam ne distrug. Avem punctul A și punctul C luate. Bine, 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 dacă am luat și punctul B, 1239. Putem, putem. Asta trebuie să moară. Mamă, ce aici, frate, mă cel curat. Trebuie să distrugem unități, trebuie să distrugem arcașii ăștia neapărat, rapid. Și-a dat destul de mult damage, vedeți și voi. Prea mă ajută skill-ul ăla cu piciorul, sincer. Dacă l-am bate pe ăsta. 25 de secunde să-mi dau kill-ul. Mă duc să-mi iau, mai am 3 unități, mă duc să-mi iau unitate, frate, n-am ce face. Doamne, de ce fugi așa de încetul? Cam stamina, mâncați-a și gura ta. Mamă, aoleu. E nașpa. Bine, puteam să și mor, că mă dădea oricum respawn-ul, na. E cam aceeași chestie. A, păi, cred că o să ne bată cam ăștia. Mă duc cu arcașe, mă duc cu arcașe, mă duc cu arcașe, poate fac ceva. Sau pot să-mi dau poate respawn aici direct? Poate pot să-mi dau cumva respawn, bă, și eu nu știu, în pula mea. Normal și normal ar trebui să meargă, să dau respawn, să nu mai mă duc tot pe jos. Mă duc să-mi iau unitate, bam, am venit iară. Când dacă stau să mă duc așa, uite, văd ăștia. Nu cred că au murit așa. Hai mă să luăm punctul C. Nu știu. 1018 cu 700, ne cam sparg ăștia. A, nu e bine. Dacă vine ăla după mine mă sparg, da, că-s mort. Că-s cam mort aici, sincer. Na, ne sparg ăștia, frate, 978, 700, 700, 300, jucăm strategic aici, am ei nu știu ce fac. Ai mei nu știu ce fac, uite ai mei nu mă mor. Să mă moară tanța dacă nu mă mor. Mă duc cu ăștia ce să fac. Fac o strategie, fac o strategie. Hurry up! Mă duc să-mi pun itemul, să-mi pun un tun de ăla. Moare, e bine. Încă puțin. Nice, bine, l-am omorât pe ăla. Mai e ăsta de aici. Hai că se poate, se poate, se poate. Mamă, ce e aici, frate, să moară tanta dacă înțeleg ceva.
A, nu pot să o construiesc, la naiba. Nu mă lasă, bulangiu. Dar nu mă lasă să o construiesc. Și ăsta dă cu warp, foarte mult, mult damage de. Mamă, bulangiule, mai fă șmecherii. Trebuie să-mi dau heal, trebuie să-mi dau heal neapărat. A, pe noi nu mai avem unități, frate. Mai am doar eu. Ăștia nu mai au unități. A venit și a lui. Nu, e GG, cred. Dacă nu luăm punctul C, e cam GG. Mă duc să văd la punctul C cum stă treaba, n-am, mă duc singur așa. Am un act. Ah, e bine că am înțeles. Cred că de aici pot să-mi iau. Ia să văd, că-s tare curios. Hai, încă puțin, încă puțin. Da, bă, uite că e bine. Ba. Da, 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 văd că pot să-mi iau și deasemenea. Că trebuie să-l capturez, frate, ca să-ți iei unități. Hai după mine, băieți, că putem lua win. Acum, cât sunt ăștia... Se va pe punctul lor, am aduc și eu la punctul C, că aici nu-i nimeni, să moară tanța. Deci ce manevră le fac. Dacă iau punctul C, mai rămâne decât punctul B, n-a faza, că mai sunt 53 de unități, sunt ale mele. Cred că sunt doar astea mele, să-mi bag piciorul eu. Și aia au 798, n-avem șansă, n-avem șansă. N-avea nicio șansă, n-avea nicio șansă, guys. A rămas singur, ai mei n-au jucat nimic, să mă arătam, ți-a stare curios, ce-au jucat ai mei? Nu pot să-mi dau seama ce-au jucat ai mei. Ce, ai mei au fost slabi, ești nebun la cap, ăștia-s bâtă. A fost ăsta a jucat bine A+. Am jucat tot pe A, tot pe A am jucat și eu. Nimeni n-a jucat la C, asta e faza, uite ăștia, uite cum am jucat, noi am jucat prost, foarte prost, noi am jucat 4 pe A. Deci am jucat noi 4 pe A, n-aveți că dacă nu știi cum vorbești cu ei în pâlă, mă? E nașpa. Normal și normal, uite, trei așa, iată, ăștia au jucat 4 pe A, 2 pe B și 2 pe C. Noi am jucat 3 pe B, restul pe A. 5 am jucat pe A, chiar 5. Pe C n-a jucat nimeni, aia au fost easy pe C, ești nebun la cap. A fost super easy. Bă, trebuie să mai văd jocul, bă, n-ai mișto, îmi place mult, îmi place mult jocul. Îmi place mult, rău. Bă, ăsta a fost episodul. Dacă mai vreți episoade de Conqueros, dați acolo un like, un coment despre această bătălie și cum vi s-a părut. Fetișcana mea, ia uite-o. Mamă, numai cu asta să mă joc, guys, numai cu asta. Poate să mai fac un cont, nu știu, vedem. Bă, toate cele bune, un respect acolo pentru voi. Pa, pa!